găsit, dragii noștri, la punctul PI, emisiunea săptămânală a televiziunii CNS. În această seară vă propunem o discuție cât se poate de interesantă, mai ales că este și o perioadă foarte interesantă, aceasta de după alegeri. O avem invitat în această seară pe doamna consilier local și jurnalist cu State Vechi, Teodora Baciu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Teodora Baciu, Teo, cum ne cunoaștem de foarte mulți ani, nu este deloc întâmplătoare prezența ta în această seară. Vrem să discutăm puțin despre ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri, mai ales că acum ai și calitatea de om politic, de membru al unui partid politic, implicat deja în ceea ce presupune această activitate la nivelul Consiliului Local Roman prin Partidul Împreună pentru Moldova. Cum ți s-a părut rezultatul? Au fost surprize, evident, atât în ceea ce privește, în primul rând, prezența. Sub 30%, cel puțin la nivelul municipiului Roman, și undeva la 32% pe plan național. Ce crezi că s-a întâmplat? Practic, prima întrebare care se pune, de ce nu au ieșit 68% dintre români la vot după? Dacă stăm și ne gândim, niciodată nu a fost o prezență foarte mare la vot, sigur, dar cu siguranță acesta este un minim istoric și este un minim istoric din mai multe motive. Unul dintre motivele care cred eu că a contat foarte, foarte mult a fost lipsa ofertei politice. Și mă refer aici la o ofertă credibilă. Oamenii nu au ieșit la vot pentru că au spus nu am cu cine vota. Și tot din punctul acesta de vedere s-ar explica și această apariție așa ca din neant a celor de la AUR. Cei de la AUR practic au strâns toată nemulțumirea, toate frustrările, toată furia oamenilor care totuși au ieșit. Au trecut mai greu prin această perioadă de pandemie și care și-au văzut amenințat traiul. Pentru că cineva trebuia să cumuleze toate aceste emoții. Și partidele celelalte nu au fost în stare să ofere speranța că va fi mai bine mâine dacă ele devin actori principali, dacă vor fi în top acolo și vor forma guvernul. Și în momentul în care nu este capabil nimeni să vină să te atragă din acest punct de vedere într-o perioadă în care emoția contează poate mai mult decât oricând, să ne amintim, spre exemplu, ce s-a întâmplat la europarlamentarele din 2019. Atunci a fost iarăși o emoție și lumea s-a dus și a votat pentru că era o situație cumva care se apropia de limită. Știm foarte bine că imediat a doua zi după ce au fost alegerile europarlamentare s-a dat verdictul în dosarul Dragnea, în dosarul cu întecheia SPC-ul la Telerman. Dar atunci cei care au fost pe acel mesaj anticorupție și care au militat activ împotriva lui Dragnea au fost cei de la USR Plus. De data aceasta, cei de la USR Plus n-au existat. N-au existat pentru că, spre exemplu, dacă ies să compar cu localele, eu nu i-am văzut pe cei de la USR Plus activi în campanie. Nu știu unde au fost. Au mers mai mult pe online. Asta este clar, pentru că pe foarte multe dintre aplicații, pe paginile de rețelelor de socializare, apăreau permanent pop-up, pop-up. Deci ei au fost prezenți, dar mesajul lor nu a fost probabil cel credibil. Poate au fost plus prezenți pe anumite, pe anumite nișe. Sigur că da, ei se adresează dar de regulă totuși, unui electorat. Ce facem cu celelalte categorii de electorat? Cui le lăsăm? Sigur, pentru că în calitate de politician trebuie să fii omul pentru fiecare, nu? Până la urmă. Chiar și pentru cel care nu te votează. Eu mă gândeam la alt aspect. Pe baza căruia și câștigat PSD-ul până la urmă, iată, mă gândesc la Roman după mulți, mulți ani, mai, eu știu, 16 ani poate, poate chiar mai bine de când nu a stat așa de bine pe plan local. USR-ul și PNL-ul au anunțat această alianță în teritoriu, la nivel de județ, la nivel de consilii locale, pentru a forma majoritate de dreapta după alegerile locale.
în vederea mini-guvernărilor sau a guvernărilor locale, a puterii în teritoriul. În același timp s-au trezit și adversari în campania pentru parlamentare. Ori n-au știut cumva să gestioneze această dublă calitate, chiar un fel de duplicitate, și asta nu îi pune într-o anumită lumină doar pe cei de la USR și pe PNL. Au avut de gestionat această situație, pentru că în timp ce la nivel local vedem că nu mai exista nicio poziție publică a celor de la USR pe subiecte de interes, la nivel național ei trebuiau să facă o campanie în care, să fim serioși, ar fi rupt și de la PNL dacă ar fi făcut-o cu adevărat și cu toată forța. Dar cum să o faci în dar timp ce tocmai te aliezi? Pentru că deja erau discuțiile avansate că ei vor avea o alianță. Pe de altă parte, să știți că am fost destul de atentă la ceea ce a spus, de fapt la ce au spus cam toți actorii politici în această campanie electorală. Am fost și detașată pentru faptul că Împreună pentru Moldova nu s-a înscris în această cursă și poate va fi timp să explicăm și rațiunile acestei decizii, dar fiind cumva pe margine, observând ceea ce se întâmplă, am putut să sesizez, spre exemplu, că cei de la USR, și eu vorbesc cei de la USR pentru că la Neamț cel puțin n-a existat nici măcar o singură persoană de la Plus pe liste, nici la Camera, nici la Senat, deci n-a existat Plus implicat în campania electorală la Neamț în aceste alegeri parlamentare. Cei care merg așa sub umbrela alianței nu fac decât să dea o aparență de unitate, lucru care, iată că în fapte, nu se întâmplă. Nu este o alianță, practic este o fuziune, dar... Nu s-a terminat fuziunea și vom vedea cum se va termina, pentru că deja sunt din ce în ce mai multe voci care contestă și procedura de fuziune și conducerea actuală, și cu aceste rezultate cred că tensiunile în această formațiune politică sau în aceste formațiuni politice vor fi din ce în ce mai mari. Sunt în prima linie de risc. Dar eu ce am putut să observ la USR a fost un discurs de genul: noi suntem pregătiți să intrăm la guvernare. Știu. Dar n-au spus că sunt pregătiți neapărat să intre la guvernare alături de PNL. Pe de altă parte, se știe că au fost curtați inclusiv de PSD. Ei au fost curtați. Până la urmă, ăsta e jocul politic. Stai și discuți cu fiecare de cealaltă parte a mesei. Dar am ascultat de foarte multe ori: noi suntem pregătiți să intrăm la guvernare, dar nu au spus de fiecare dată cu același entuziasm că suntem pregătiți să guvernăm alături de PNL. Cei care sunt votanți USR Plus așteaptă o astfel de alianță cu PNL-ul și așteaptă un guvern de dreapta, o coaliție de dreapta care să guverneze în următorii 4 ani, dar nu ar fi cea mai mare surpriză să vedem că totuși USR-ul va dori să guverneze cu orice preț, indiferent cu cine va face alianțe. Sigur, să spunem și ultimele rezultate pe care le avem la momentul în care înregistrăm această emisiune. Pentru Camera Deputaților, PSD-ul are 29,39%, PNL-ul are 24,24%, USR Plus 15,4%, AUR 8,26%, și UDMR-ul, ultima dintre formațiunile care vor intra în Parlament, 7,42%. După care vin formațiunile politice care nu au reușit să atingă acest 5%, PMP-ul 4,69%, surpriză pentru mulți, Pro-România 4,29%, iar Partidul Ecologist 1,9%. Sunt și partidele foarte mici, Partidul Puterii Umaniste doar 0,98%, în vreme ce practic ce a mai rămas din Partidul România Mare a scos un 0,54% pentru Camera Deputaților. Pentru Senat situația este relativ la fel. Ce s-a întâmplat cu formațiunile sub 5%? Erau la un moment dat pe un trend destul de bun, mai ales mă gândesc la Pro-România după fuzionarea cu ALDE. Deci și acolo a fost o sabie cu două tăișuri. Da, nu știu cât a adus ALDE. Au mizat parte pe orașe.
nu știu cât a adus ALDE în, ca beneficiu electoral, mă refer, în afară de, de niște oameni pe care partidul i-a avut în teritoriu. Și care deja erau în niște funcții. Dar ca imagine să, să ne gândim totuși că vorbim de Călin Popescu Tăriceanu, care are una dintre cele mai proaste imagini ca politician, adică a făcut foarte multe gafe și electoratul de foarte multe ori l-a sancționat, dovadă și la locale, în București și acum. Faptul că nu a reușit să intre în Parlament, consider, dacă e să ne raportăm inclusiv la situația de la Neamț, că este o eroare clară a celor care au gândit listele. În momentul în care vii la Neamț, și e clar că este mai ușor să obții un mandat de deputat decât unul de senator, pentru că ai nevoie de mai puține voturi, și vii și aduci pe cineva complet necunoscut. Tu, formațiune politică, ce în sondaje erai undeva la un 6-7%, deci dacă stăm și dăm marja de eroare deoparte, trebuia să spui niște semne de întrebare. Și aici e valabil cumva și pentru PMP, pentru că cei de la PMP au mizat foarte mult pe fostul primar. Deși era clar că oamenii, dacă îl voiau pe Chitic, îl votau ca să rămână primar la Piatra, în ciuda problemelor penale pe care le are. E clar că oamenii nu l-au vrut. Deci acesta trebuia să fie, pe de o parte, un semnal. Revenind la Pro-România, nu știu cine este acest domn. Adică, în afară faptului că am înțeles că este avocat și că a fost ministru secretar de stat la un moment dat, altceva nu știu despre el. Deci nu este o persoană cunoscută. Dacă nu a avut loc pe listele de acasă de la el, înseamnă că nu este probabil nicio persoană cu o notorietate foarte bună sau cu o notorietate foarte mare la el în județ. Cel care, la Neamț vorbind, da, ar fi trebuit să deschidă listele pentru cameră, ar fi trebuit să fie Liviu Harbuz. Ok, să spunem că nu ar fi rămas, n-ar fi preluat mandatul de parlamentar și ar fi rămas să facă politică locală, așa cum a afirmat în mai multe rânduri. Dar el era imaginea cea mai cunoscută din județul Neamț. Un om care a fost implicat la locale, un om care a rămas implicat, un om care în momentul în care s-au închis piețele prin decizie guvernamentală la Piatra Neamț, a fost extrem de activ în a veni cu soluții. La fel, la tragedia de la Spitalul Județean, el a fost unul dintre cei care au fost la scurt timp imediat, a fost prezent acolo în calitate de ales local. Adică e clar că pe Liviu Harbuz mulți mai mulți neamțeni îl cunosc și îl știu decât pe acest domn Tohăneanu. Sigur, și la Pro-România a fost și aici o surpriză. Pe ultima sută de metri, împins în cap de listă la Senat, Dan Manoliu, venit, adică dat afară, practic, din PSD și nevoit să se reorienteze foarte rapid. Deci, doar din inerție, dacă ar fi reușit dumnealui să... Da, dar măcar spre diferență de primul loc la Camera Deputaților, pe Manoliul știe lumea din județ. Sigur. Cât de cât are o notorietate, ca să nu mai zicem că dacă rezultatele parțiale pe care le-am citit în presă azi dimineața sunt reale, Pro-România a scos voturi mai multe la Senat decât la Cameră. Sigur. În Neamț, ceea ce înseamnă că de fapt notorietatea lui Manoliu a contat mai mult decât imaginea de avocat și om cunoscător a domnului Tohăneanu, despre care, încă o dată, noi, nemțenii, nu știm nimic. Chiar dacă am fost dintre cei care ne-am informat înainte să mergem la vot. Iar cei de la PMP, să fim serioși, în afară de domnul Chitic... 0,1% în plus la Senat pentru... Astea pe parțiale, nu știu dacă sunt rezultatele definitive. Da, dar vot cu vot până la urmă se face procentul. De asta spun că nu știu dacă a fost cea mai bună variantă, plus că a fost un mesaj care nu a fost de la bun început unul și același. La un moment dat am observat că domnul Tohăneanu venea cu niște idei care era clar că nu se potriveau cu realitatea locală. Nemțenii au nevoie să audă că li se rezolvă problemele lor, în primul rând. Sigur. Pentru că există întotdeauna
așteptări de la parlamentari ca să rezolve și probleme locale, nu doar să facă niște legi. Până vom avea noi cu toții educația că un parlamentar poate doar să rezolve legi, va mai dura. Ca să nu mai spun că există probleme pe care noi le avem ca nemțeni, dar care se pot replia în mai multe județe. Dacă cineva face un research, poate să vadă că aceeași problemă de la Neamț o găsim și la Suceava și la Botoșani, poate chiar și dincolo de Carpați. Și atunci, cu siguranță, se poate rezolva problema nemțenilor printr-un proiect legislativ. Da. Dar oamenii trebuie să înțeleagă asta, trebuie să simtă, trebuie să vadă cu adevărat că cineva este preocupat de aceste măsuri. Însă, din păcate, în toată această gălăgie făcută de PNL și de PSD, nu prea s-a mai auzit nimic. De asta și surpriza celor de la AUR, care au mers foarte mult pe a-i sensibiliza pe oamenii din străinătate. O să vedeți că... Sigur, și-au atins și acele puncte sensibile ale românului. Credința, libertatea de exprimare religioasă și libertatea în general, ca și concept Da, pentru că ei au fost tot timpul, au protestat împotriva măștilor, sigur, împotriva restricțiilor impuse de pandemie și așa mai departe. Cu siguranță... Adică, diametral opus a ceea ce venea prin ordonanță de guvern sau prin decizie. Vom vedea că odată intrați în Parlament, oamenii vor, probabil că vor reuși să-și schimbe discursul, mai ales dacă vor să intre într-o coaliție de guvernare, cu siguranță nu vor mai avea un discurs anti-măsuri în pandemie, pentru că nu poți să fii la guvernare și să nu impui acele măsuri. Vor fi un fel de USR-ul de acum 4 ani? Probabil că vor fi un fel de USR. Important e ca acele... Pentru că și ei erau foarte vocali la mesaje pe care cei din AUR par să le promoveze, să nu fie chiar atât de extremiste pe cât sună la prima vedere. Totuși au un vot destul de consistent. Dar voturi consistente au mai avut și cei de la PPD, spre exemplu, care la momentul în care s-au lansat, ei au avut lider tot. Și în momentul în care a dispărut liderul, Și cu siguranță partidul. Există varianta ca și acest partid să crească sau din potrivă să dispară de pe scena politică dacă lucrurile în societate în primul rând se vor calma și oamenii nu vor mai avea nevoie să ducă la vot și să voteze pe emoții și pe frustrare și pe furie. Este inevitabil totuși să apară asemenea emoții în momentul în care noi avem o clasă politică, să zicem, cumva dezechilibrată. Adică avem stânga și dreapta. Nu avem o variantă ca și cetățeni, ca și cetățeni cu drept de vot, un centru stabil. Practic asta lipsește de pe șichierul politic din România. Să nu ne facem iluzii, cei de la urmă sunt oameni de centru. Ei nu sunt oameni de centru, tradiționaliști, cei care sunt naționaliști și așa mai departe. Gândesc sau simt într-un fel o creștin-democrație autentică în România. Neavând variante altele decât PSD-ul și PNL-ul, ei merg pe orice altceva. Așa a câștigat USR-ul, așa câștigă AUR acum. Și, da, într-adevăr, există riscul de a se merge înspre o zonă, să spunem, între ghilimele, mai extremistă. Deși curentul la nivel european arată tendințe chiar în democrațiile consolidate, să spunem așa. Să nu ne gândim mai mult de 20 de ani în urmă, când am avut un turul 2 al alegerilor la prezidențiale între Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor. Dar acest vid lăsat în centru nu ar putea fi acoperit cumva printr-o ofertă politică, eu știu, concretă? Ofertă politică concretă nu știu când ar putea să se formeze. Există. Și de ce nu vrea nimeni să se poziționeze acolo? Poate pentru că nu au învățat să fie atenți la ce vrea oamenii, de fapt, cetățeanul. Însă, cred că cel mai important lucru pe care nu l-au făcut mulți politicieni și multe partide în această perioadă a fost să nu promoveze meritocrația. În momentul în care vii și pui tu partid de dreapta, un om care nu iese cu nimic în evidență, dar cu nimic în evidență și îl pui în continuare locul 1 la Senat. Sigur. Doar pentru că, nu știu,
cunoaște toate holurile și toate colțurile Parlamentului, că nu cred că are altă calitate. El nu a demonstrat în teritoriu că poate să facă ceva pentru cetățeni. Da, nu, este interesant nu cum se fac aceste liste. Nu știe să se conecteze cu cetățeanul și nu a știut criterii interne. Niciodată. Bun, criteriile interne, dar criteriile interne se răsfrâng, iată, la vot. Dacă acum se face de cont. Noi acum, spre exemplu, o să avem un senator din partea PSD, cu siguranță, da? Sigur, la acest scor. Domnul Răzvan Cuc, am precis. Aveți impresia că domnul Răzvan Cuc o să mai pășească prin Neamț în următorii 4 ani? Și la alte ocazii decât nu, la chemarea nu liderului. Nu judecăm după impresii, chiar dacă sufletul și un pic de experiență ne spun lucrul acesta. Dar putem vedea și ce s-a întâmplat din punct de vedere al istoriei recente. De regulă, persoanele care vin sunt puse să câștige undeva. Pentru că trebuie să rămână acolo conectată la puterea partidului. Iau doar prerogativele și rămân în nucleul care l-a pus. Adică cei care au votat social-democrații la aceste alegeri parlamentare, și mă refer aici la lista pentru Senat, să nu aibă vreo impresie că vor fi cu adevărat reprezentați în Parlament. Pentru că eu, cu siguranță, pot să spun că nu se va întâmpla așa. Și cu adevărat. Și vorbesc prin prisma experienței pe care o avem de atâția ani de zile. Am colindat în multe localități, în special din mediul rural, și în perioadele de campanie, și în mod curent, așa, în fiecare an, să spunem. Oamenii de acolo habar nu au cine... Nici nu cum să aibă habar, pentru că în momentul în care o parte dintre parlamentari, cei mai mulți și votează ce le spune primarul. Deci, din cauza asta... Parlamentari, am vorbit cu parlamentari înainte de a intra eu în semin politică și de multe ori, în calitate de jurnalist, am întrebat de ce nu se conectează mai mult cu cetățenii din județ. Și aici, mediul rural este foarte important, pentru că în momentul în care ești parlamentar, tu reprezinți tot județul. Nu mai reprezinți, chiar dacă vii din zona romană. Nu reprezinți doar cetățeanul din municipiul roman sau din mediul rural, din zona metropolitană, da? Și am întrebat de ce nu se duc. A, nu, că noi facem, că avem audiențe, că nu știu când au ținut acele audiențe, unde au ținut acele audiențe. Este posibil să se cuantifice undeva într-o statistică. Nu cred că fac statistici pentru că nu cred că îi întreabă cineva. Foarte, foarte repede. Dar cert este că oamenii cu care eu am vorbit, tot timpul asta îmi spuneau, nu l-am mai văzut pe acest domn, cred că o singură dată a mai venit la noi în județ la ziua comunii și atât. Sigur. Deci, și când vor înțelege politicienii că sunt în ei sunt în serviciul cetățeanului și nu invers, lucrurile se vor schimba și oamenii vor avea mai multă încredere să meargă la vot. După un an extrem de greu, în care pandemia a însemnat foarte mult stres, foarte multă incertitudine, lipsă de speranță și iată, lipsă de ofertă politică într-un final. Și eu mă gândesc... Politicienii ar fi trebuit să vină cu niște liste mult peste medie ca să satisfacă această nevoie de stabilitate a cetățeanului care ar fi trebuit să voteze, să voteze ieri. Nu s-a întâmplat acest lucru tocmai pentru că politicienii au mers pe o rețetă care a funcționat înainte de pandemie. Ori pandemia a arătat că a schimbat obiceiurile noastre, ale tuturor, din toate punctele de vedere. Unele ne-au fost schimbate, pe altele a trebuit să le învățăm. A trebuit să singur. Ne adaptăm. Evident. Nu am avut altă variantă decât să ne adaptăm pentru a merge mai departe. Da, o discuție foarte interesantă, dragii noștri, alături de doamna Teodora Baciu. Vă lăsăm pentru moment, este cazul să luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, dar vom reveni. Rămâneți alături de noi.